Vaca galbenă comunistă. Va să zică, socialismul e când îți scoate învățătorul dinții, iar comunismul când îți moare vaca galbenă. Sau ceva asemănător, pentru care e greu să aduc destule argumente, mai ales că a trecut de atunci atâta amar de vreme. Căci a fi constrâns să ieși în fața clasei, la 9 ani, în chiloți și mai eu, și a fi verificat dacă nu cumva ai murdărie prin locurile ascunse ale corpului, cum ar fi subsoara, sau a ți se aplica o pedeapsă strașnică, fiindcă nu ți-ai tăiat unghiile, sau, și mai de necrezut azi, a ți se scoate prima măsea cariată de către învățătorul însuși, cu un clește exersat pe fălcile celor mai mulți școlari din clasă, era ceva destul de firesc. Îmi cer scuze, cred că e foarte cald și îmi trebuie apă. Măcar nu plouă. Măcar nu plouă, da. Odată pe săptămână, bravul tânăr în blugi deloc proletari, aduși în cine știe ce fel misterios din străinătate, variantele erau doar două, cu ajutorul tiriștilor sau la pachet. Ne alinia pe toți cei 32 de copii și începea verificarea. Cariile veneau la urmă și aproape de fiecare dată unul dintre noi pleca acasă având în gură un crater miniatural și mult scuipător de sânge. În afară de strigătele de durere din timpul extracției, care ne cam dădeau fiori, zilele se înșirau clare și ordonate, fiindcă așa era în socialism. Fiecare știa îndatoririle și, dacă nu simțea pe propria piele pedepsele împărțite cu dărnicie de arătătorul perfect șlefuit cu care tovarășul ne indica pe hartă minunile patriei. Trăiam în Republica Socialistă România și ne îndreptam spre comunism în zbor, vorba unui vers din acele vremi. Dar ce era comunismul și de ce nu era el totuna cu socialismul, nu puteam explica nici cum. Iar scoaterea dinților pe scaunul de la catedră nu era totuși o tragedie, fiindcă puteai după aceea să pleci acasă de la restul orelor ca să-ți îngrijești falca grozav de dureroasă. Pe când vaca galbenă, asta da, a fost o cu totul altă și altfel de întâmplare. Una greu de înțeles și de aceea aproape imposibil de îmblânzit și depresat apoi în colțișorul cu vechituri de care nu prea mai ai motive să te apropii. Fiindcă vaca asta s-a legat, de fapt, de chiar comunismul despre care am auzit mai întâi la difuzorul care mergea aproape continuu în camera poluită de soare în care locuiam cu familia mea, încă nu atât de numeroasă cum avea să ajungă în doar câțiva ani. Cum victorile erau mai ales socialiste și li se datorau mai întâi eroilor comuniști și abia după aceea fiecărui om în parte, m-am pomenit într-o bună zi întrebând-o pe mama: dar ce e comunismul? Aveam doar câțiva ani, cei trei frați mai mari plecaseră la școală, iar mititei își vedeau de ale lor în timp ce mama, uriașă, se lupta să hrănească animalele, mai precis pe cele două vaci, una neagră și una galbenă, care își ridicau botul umed din iesle. Mă temeam de ele, însă, dacă apucam să le văd ochii sticloși și în același timp plin de o catifea maronie, nu mai venea să ies în curtea bătătorită, scăldată în lumină încă din zori și până când soarele se ascundea după dealul cusut cu ace de brad, căci ființele acestea fabuloase erau doar la un pas de mine, sub podul grajdului unde mă puteam juca și eu după pofta inimii. Cu toate acestea, viețuiam, fără să știu, în cea mai frumoasă stațiune balneoclimaterică, cu ape minerale bune pentru toate bolile, de la ulcere obișnuite la felurite cancere, cu un hotel de 9 etaje și cu miraculoase baze de tratament. Comunismul, băită dragă, e ce ni se întâmplă nouă acum, mi-a zis mama, oprindu-și brațele pline de o tavă în aer. Băita, aveam să descopăr mult mai târziu, venea de la feminizarea cuvântului băiat,
căci la vârste mici semănam toți, băieți și băice. Purtam aceleași hăinuțe, aveam aceleași priviri albastru adânci, aceleași întrebări și aceleași felii de pâine cumpărate greu, după ceasuri de așteptare la cozi, peste care întindeam sâlvăiță, adică dulceață de prune făcute de mama, ca să prefirăm la sfârșit brânză sărată. O să afli ce-i comunismul când vei merge la școală, a continuat ea, și o să ai cravată, așa, ca frații tăi, și o să poți citi și... Îmi place să fim comuniști, am întrerupt-o. Abia aștept să ajung pionier. Mama s-a uitat lung la mine și dinții cei mari ai vacii galbene i-au înhățat degetele, odată cu smocul de fân. Putea să-i le și rupă. Am priceput pe dată. Far, far! A sărit mama într-o parte. Din fericire, nu se vedea nicio zdrelitură pe piele, deși n-avea cum să-mi spună ea mie, o mogâldeață de doar câțiva ani, dacă o atinsese cumva comunismul și dacă îți zdrobise palmele sau nu, sau dacă doar o amenințase ușor, cât să o pună în gardă. Și de atunci, vaca noastră galbenă, care avea să-mi placă, exceptându-l pe Ociuc, câinele cu care mă jucam în cușcă, cel mai mult dintre animalele noastre, s-a legat un timp de un comunism rumegător și blând, care dă destul de mult lapte, lapte ce trebuie trimis desigur la centrele de colectare, ca mai apoi să ajungă la export, ca să se plătească din el datoria țării și să fim în sfârșit liberi de jug. Un comunism ce trebuie scos la pășune, fiindcă altfel mugește cu disperare, care trebuie adăpat în găleți mari de 3 ori pe zi și care, dacă te vede cu o broboadă verde pe cap, te crede cea mai gustoasă iarbă și te poate paște cât un pic, așa, din greșeală. Și vaca asta galbenă, nu doar că era mai blândă decât vaca neagră și mai mare, dar dacă o priveai de aproape, nu puteai să nu te întrebi cum de a avea ea o astfel de culoare și un păr cu firul deloc aspru și cum de nu te lovește cu picioarele dinapoi, nici măcar când are ugerul umflat de la vreo mușcătură de nevăstuică. Și apoi, comunismul ăsta galben s-a întins peste câțiva ani, amestecându-se cu socialismul dinților scoși. Nu pentru că asta ar fi fost regula, ci pentru că unii învățători pot fi până să ajungă directori plini de zel. Și să fii felcer cu niște copii care n-au cum să crâcnească înaintea ta e lucrul cel mai lesne din lume. Ai băs cioplit bine, palme grele, iar când te plictisești, îl iei pe câte unul, mai mare și mai plin de zel, îi pui arătătorul de la harta iubitei noastre patrii în palmă și îl obligi pe el să aplice pedeapsa, să-și lovească feroce colegii care îl privesc cu groază, cum n-are de ales și se apropie uriaș de băncile lor. Cât despre vaca galbenă, odată cu trecerea timpului n-a mai rămas desigur la fel de mare. Pe măsură ce trupul meu devenea mai robust, picioarele ei se subțiau, iar laptele nu mai ajungea nici pe la jumătatea șiștarului. Oare cum aveam să ne mai descurcăm cu stomacurile noastre dacă trebuia să-l vărsăm pe tot în burta enormă și lipită de coaste a statului? Și mai mult, cum să nu ne temem că nu ne-am plătit toată darea? Pământul nostru de munte era atât de neproductiv și de greu de lucrat încât scăpaserăm de naționalizare. Dar asta nu însemna că n-aveam birurile clare, atâtea litri de lapte și atâtea kilograme de lână, atâtea ouă și, la școală, atâtea măcieșe, porumbele, păduceli sau alte fructe de pădure, atâtea zdrențe din lână, atâtea borcane, atâtea fier veche, atâtea hrean, era cumplit de greu de smuls din pământ. Ba, în anii în care s-au adus viermii de mătase și au fost respirați pe băncile mutate în sala de sport, am avut normă și la frunzele de dud. Marin știe. Lumea mea de pionier, de careuri, de luminița și cutezătorii, de întreceri sportive, de uniforme și de imn național cântat cu patos la începutul orelor, părea un absibil pe noul deceniu pe care nu ni-l puteam închipui că va fi ultimul de comunism. Începuse foamea. Mâncarea era raționalizată, pâinea o așteptai la cozi nesfârșite, iar carnea venea rar și se dădea pe sub mână, așa că mama nu reușea să o cumpere aproape niciodată. Și când vaca galbenă a dat primele semne de oboseală,
ne-am gândit că va trece. Ne bazam pe căldura verii, care întotdeauna făcea bine. Că aproape oricine putea să-și dea seama că oamenii nu prea mor pe soare. Oricum, cei din familie se stinseseră toamnele sau iernile, așa că de ce ar fi altfel cu vaca noastră galbenă? Două surori și un frate, iar mama, dacă tot se numea mamă eroină, avea să meargă curând la maternitate cu aloptulea copil. Devenisem așadar o familie mare. Tata se trezea la 4 pentru navetă, iar noi aveam în grijă pământul, animalele, că doar acestea ne ajutau să ne facem tot mai mari și mai pe picioarele noastre. Iulie și august au fost luni blânde, însă vacii noastre galbene nu-i mergea deloc bine. În primele zile din septembrie au început să urineze cu sânge. Dacă la început nu se vedea decât aici colo, câte un chiag, în nicio săptămână șuvoiul s-a colorat într-un roșu foarte clar. Trebuia duse imediat la doctor ca să ni se dea foaia și să o putem preda la centrul unde se luau animalele până nu slăbea prea tare și nu mai făcea chiar niciun ban. Veterinarul s-a învârtit o singură dată în jurul animalului care începuse ca un făcut să geamă și a decretat: "Nu vă mai ia nimeni, nu vedeți în ce halie? Nu se rechiziționează animale bolnave. Și dacă mai e și tuberculoasă, cum pare, prost ar fi statul să vă dea și un sfant." Vaca, precum o biată necuvântătoare ce era, totuși una din ce în ce mai puțin galbenă, a ajuns iarăși lângă surata ei neagră, care nu dădea cine știe cât de mult lapte, dar măcar se arăta sănătoasă. Și ce se întâmplă cu ea? Mi-am luat inima în dinți și am întrebat-o iarăși pe mama. Nimic. O să o hrănim până la ultima suflare. N-am mai continuat, deși știam că în lumea socialistă era interzisă sacrificarea animalelor mari. Cum toate erau înregistrate, nu se putea să lipsească vreuna din vreo gospodărie. Mai mult, apăreau mereu zvonuri despre oameni care ar fi ajuns la pușcărie pentru că ar fi tăiat un vițel pe ascuns. Te pârau vecinii, uneori chiar câte o rudă mai tânără și mai plină de avânt. Informatorii, oricât de precaut te-ai fi arătat, se găseau peste tot. Și pe semne, carnea de vită făcea rău socialismului, chiar dacă fusese cândva parte dintr-un animal puternic și aproape portocaliu, de cât de promițător se ivea la orizont comunismul. Vaca noastră galbenă s-a stins la începutul lui noiembrie, după ce câteva nopți înainte mugise des și sfâșietor. Când s-a constatat de către organele abilitate că moartea fusese naturală, ne-a fost lăsată pentru ultima oară în grijă. Tata a ieșit în livadă și a încercat pământul cu lopata. Sub mer era încă tare, deși începuseră ploile care nu se mai opreau până la prima ninsoare. Nici măcar sub nucul cel mare, unde se mai înmuia locul de la șuvoaiele de pe coastă, nu se săpa ușor. Până la urmă s-a oprit între fostele straturi de legume. Acolo a săpat singur, cu burnița și roindu-i pe pălăria de pâslă, o groapă mare cât să încapă în ea doi oameni. I-a luat câteva ceasuri, dar când a aruncat ultima lopată de argilă, fratele meu cel mai mare, adolescent deja, tocmai se întorcea de la liceu. A chemat încă doi bărbați din vecini și după ce au scos-o cu mare greutate afară, au început să târască grămada aceea de oase vreo 20 de metri, până la straturi. În urma lor s-a adâncit o potecuță care avea să rămână așa, jupuită până în primăvară. Când au prăvălit vaca galbenă în pământ, s-a auzit o bufnitură. Apoi, unul dintre ei, dar nu tata, a început să înjure: "Tu le nebunia din capul lor, apoi asta nu era de bună de mâncat sau ce? Trebuia să o tai și să o dai la copii, trebuia să o tăiați." Tata a zvârlea pământul fără să zică nimic. Și ceilalți spusese rămâna pe lopet și aruncau în tăcere bulgării noroioși. Vaca a fost acoperită încetul cu încetul de țărâna și mai galbenă decât fusese ea. Și așa, comunismul, despre care am auzit eu prima oară, s-a dus și el, ca un sac zornăitor, bine astupat de o movilă. De atunci, n-am mai făcut niciodată straturi pe locul acela. Și de două ori pe an,
primăvara și toamna, m-am uitat să verific dacă nu cumva s-a rătăcit pe el vreo sămânță de copac, fiindcă ar fi crescut iute și nu e nimic mai teribil decât să-ți fixezi rădăcinile într-o fostă vacă galbenă, comunistă, fără însă să ai habar de asta și să te avânzi năvalnic cât mai sus. Mulțumesc!